De multe ori, da, și lăsa-mă în pace, să-ți suca, nu băga seamă pe nimeni, așa mare dragostea lui ea întreită. Înțelege? La ce și s-o despărți de băiat? E un băiat un alt, blond. Și probabil l-a așteptat aici că era întuneric. Da, da, aci e întuneric, aci nu-ți becu numai din copii. Nu s-a lucrat ieri nicări, de unde l-a așteptat, că fata nu a lucrat. A fost la patinoar în Baia Mare și pe la 8 jumate a venit înapoi, că se merge către casă. Și eu așteptat aici. Și de atunci să fi stat acolo, l-o fi avut sângele ăla. Ce să vă spun eu ce știu. Dar știți cum a fost? Aici, măsa, l-a născut pe copil și a plecat în America. A știți cum e un copil? Cu bunici sau cu cine copilul ăsta? Nu, nu, cu tatăl său. A știți cum e? A tatăl său un cofă lider sindicalist, sus la Șuior, încă a mărs cât de cât, a copilul a crescut singur. Și cum au crescut, tatăl s-o înceba romor, s-a acolo omor și coptilul. Da, explicați-mi cine e cu omor. Ce educație să primești tu? Ce educație să primești? Nu, să nu intre. Băi, nu, lăsat acolo să intre, mă. Duce-ți-o mai de aici. Duce-ți-o mai de aici. Deci am sunat și eu, dar erau ocupat. La ore 11.30 am fost sizați de către părinții unei domnișoare care a dispărut de acasă de aseară. În urma verificărilor efectuate și a investigațiilor întreprinse, acea minoră a fost găsită, decedată, pe alea minerilor lângă fosta policlinică. Cercetările continuă în vederea stabilirii cauzei decesului și să fac cercetări în continuare. Ți-a auzit ce s-a întâmplat? Am auzit, da. Ce-ați auzit? Am murit o fată, Dar știți cumva din ce motiv, ce s-a întâmplat? Ai, nu știu motivele. Motivele sunt pentru că nu e o lege mai strictă, așa că Eliescu... Ați cunoscut-o pe fetiță? Eu ne vecin bunicii ei, vecin, o fată plăpândă și vine mereu la bunici. Să se pui înapoi moarte pentru moarte. Dar ce? Așa ceva nu se poate în țara noastră. Moarte pentru noi! Nu pot să zic nimic, că nu am dar văd prietenul lui Ferit aflat în jos? Nu l-am cunoscut. Niciodată? Am văzut așa prin oraș, dar nu l-am cunoscut așa.
că suntem acolo vecini cu bunicul, fete suntem. Niște oameni de omenie. Era o fată bună? Da, da, o fată bună și silitoare. Cânta la flaut, la Baia Mare, la liceu de artă. O nenorocire. Cu timp? Foarte. Nenorocire. E greu, e greu de, de văzut așa în orașul nostru. Eu. E aici am de unde poate. Să se pune înapoi pe viața cu moartea. Cine a omorât? Să fie omorât. Criminale ăștia, să, să fie așpărug. Nu știm nimic. Domnul comandant a discutat cu băieții, ceea ce constată criminalistica. Acum a fost băieții? Nu, stat aici la liceu. Stau aici la Sfria. Nu stat de autobuz, nu am putut cunoaște. Am văzut o fată asemănătoare, mărgănieri, pe câteva lecii băieții cu o tavă în mână. Aia era șteopă. Deci nu putut zice, nu, asta e.